găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Argeșul este aici. Sunt Simona Pomazan, alături de mine în studioul Antena 3 Pite se află domnul Dan Hodoș, consultant pe dezvoltare urbană, consilier local la Mioveni. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru disponibilitatea de a vă afla astăzi alături de noi și de telespectatorii noștri. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație și că sunt din nou alături de dumneavoastră. Într-o perioadă, domnule Hodoș, în care, iată, trecem prin transformări excesive, transformări climatice, vorbim de călduri, caniculă, cod roșu de caniculă, cel mai lung val de caniculă înregistrat în istorie. Am avut 5 zile consecutiv de cod roșu, chiar și în județul Argeș, de inundații pe de altă parte, transformări, iată, climatice, multe lucruri care se întâmplă și pe plan energetic, toate au o legătură. Ne gândim la protejarea mediului înconjurător și știu că ați pus accent pe acest lucru și noi am vorbit când ne-am întâlnit în alte emisiuni despre acest lucru. Da, eu vă mulțumesc pentru subiect încă o dată și pentru invitație. Într-adevăr, așa cum ați punctat, cred că dacă nu mă înșel, ieri a apărut știrea că ar fi fost cea mai caldă zi din istoria omenirii. Calculând probabil tot ce se întâmplă la nivel global și stabilind o temperatură undeva la 17-18 grade, ca medie globală, repet, având în vedere că emisfera sudică este în iarnă în momentul ăsta. Deci da, ne încălzim pe an ce trece și pe zi ce trece, din păcate. Și pentru că ați adus aminte de ceea ce discutam chiar cu ani în urmă, dacă mi-aduc bine aminte, e foarte important acum de reamintit faptul că ceea ce se spunea și se previziona în urmă cu 5-6 ani, poate chiar mai mult, acum se întâmplă, din păcate, din nou subliniez, pentru că uite că încălzirea globală și toate efectele ei vin bine peste noi. Tot ceea ce noi trebuie să facem și ar fi trebuit să facem cu mai mulți ani în urmă și poate nu am făcut cum trebuie, atât la nivel local cât și la nivel mondial, vedem acum, ne afectează. Exact, sunt consecințe asupra noastră clare și vizibile. Da, adică impactul asupra mediului, atât în mediul rural cât și în mediul urban, pentru că probabil că vom dezvolta mai mult subiectul ăsta urban și al orașelor, care trebuie să devină din ce în ce mai prietenoase cu mediul. Tot ce impactul ăsta ne afectează zi de zi. Și dacă am discutat un pic de tot ce înseamnă problemele de mediu, vedem că subiectele zilei sunt urși care coboară foarte jos în comunități sau ajung foarte aproape de om. Au ajuns chiar și pentru că am tăiat noi de Pitești. Exact, exact. Pentru că am tăiat în neștire pădurile, încălzirea care ne afectează fiecare zi, pentru că în jurul nostru e tot mai mult plastic și afectăm mediul pe toate părțile și că avem o poluare foarte mare, atât industrială cât și la nivel individual, dacă ne gândim la mașini și la tot ce poluează pe cale personală, nu neapărat industrială sau de altă natură. Și tot așa, discuția poate fi extinsă la orice fel de componentă a mediului înconjurător, adică apă, aer, păi și o să sol, discutăm despre acest lucru și uite că s-a făcut un pas, zic eu, destul de important în ceea ce privește, vă spuneați, de plastic, foarte mult plastic. Da. Sistemul acesta SGR, adică de reciclare a peturilor, a sticlelor, cum comentați? Mie mi se pare, la nivel general, în România, pentru că vorbim de țara noastră unde a fost implementat recent, e un pas foarte bun. Acum, care și părți rele și că ar trebui să fie îmbunătățit pe parcurs de către cei care pot face lucrul ăsta, asta e altă discuție. Dar ca impact vedem că oamenii vin, reciclează, da, pentru că sunt recompensați și vedem cât de importantă este recompensa în a determina pe cineva să facă ceva. Și la nivel general, având în vedere și informațiile pe care le am din gestionarea acestui sistem, lucrurile sunt bine, că managementul sistemului în sine trebuie făcut altfel în locațiile respective. Asta e o altă discuție, că într-adevăr există aglomerație, există
oameni care fac din treaba asta și o sursă de venit. Asta e altă discuție, dar la nivel general eu cred că a fost o măsură bună, e un proiect bun, ne ajută într-adevăr să nu mai aruncăm, să colectăm selectiv măcar pe partea de plastic și să sperăm că în viitor, așa cum vedem că au venit din urmă peste noi efecte negative, să vedem că de acum încolo încep să apară și efectele pozitive. Și spuneați noastră că orașele trebuie să fie mai prietenoase cu mediul. Ce ar însemna acest lucru? Și aici intrăm în niște teme foarte importante legate de dezvoltare urbană, de regenerare urbană. Teme importante, iată, pentru Pitești, că suntem la Pitești, dar și pentru Mioveni, pentru că dumneavoastră sunteți consilier local la Mioveni și aș vrea să dezvoltați puțin acest subiect. Da, și pentru că eu consider Piteștiul și Mioveniul așa cum probabil consideră majoritatea locuitorilor din zona urbană funcțională și o să dezvoltăm și subiectul ăsta un pic mai târziu, fiind, să spun așa, două orașe foarte apropiate, două orașe în care oamenii oarecum sau destul de mult, aș putea să zic, trăiesc împreună, măcar din punct de vedere profesional. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră, orașele nu că am vrea și că ne dorim sau că discutăm, ci trebuie să devină prietenoase cu mediul și să își îmbunătățească cât mai mult sau să crească măsurile de a tinde către neutralitate climatică și automat și energetică, că spuneați mai devreme despre treaba asta și o să discutăm și despre asta. E aproape obligatoriu pentru noi și pentru viitorul nostru să facem lucrul ăsta. Deja devine evident, așa cum spuneam mai devreme, dacă acum 5-6 ani multe din subiectele astea păreau așa SF și multă lume nu lua în seamă ceea ce trebuie să facem și cât de important e lucrul ăsta, acum vedem că efectele ne afectează direct și că viețile noastre sunt din ce în ce mai greu de dus pentru că noi nu facem lucrurile oarecum așa cum trebuie, atât la nivel colectiv cât și la nivel individual, că despre asta e vorba. Și ați menționat ceva mai devreme apropo de impactul energetic și de ceea ce se întâmplă, alt subiect al zilei, vedem că sistemul energetic național este pus în pericol de consumul sau de supraconsumul care se întâmplă zilele astea pe caniculă. Și iar începem să înțelegem că nu trăim singuri pe lumea asta și că tot ce facem ne afectează, chiar dacă credem că pe noi înșine sau la nivel individual ne afectează, dar la nivel colectiv se întâmplă lucrul ăsta, că până la urmă și energia este o resursă limitată, costă să o produci, sistemele care o administrează sunt și ele limitate la rândul lor și automat dacă intrăm într-un proces ăsta așa cum se întâmplă deja, putem să ajungem și la nivel de blocaj. Cât de gravă e situația în momentul de față? Pentru că se vorbește de un risc de blackout. Nu știu să vă spun. Stare de alertă în sistem, practic. Da, da, da. Nu știu să vă spun eu exact, pentru că nu am informații din sistem. Judec și eu în funcție de informațiile publice, așa ca și dumneavoastră. Dar raționând un pic mai mult și luând în calcul ceea ce discutam mai devreme și ceea ce e evident deja, e clar că există un risc, aș putea să spun chiar mare, poate nu acum, poate nu azi, dar în viitorul apropiat, în ceea ce ne privește consumul energetic pentru a susține o viață normală deja. Și trebuie să luăm în calcul toate aspectele astea, plecând, bineînțeles, ca de obicei, de la prevenire. Adică nu trebuie să ajungem în situația în care noi trebuie să modificăm sistemul energetic și să consumăm resurse energetice mai multe pentru a trăi așa cum trăiam până acum, ci să încercăm să prevenim, așa cum spuneam mai devreme, prin a face cu adevărat lucruri care să ajute mediul înconjurător și să mai estompăm, să mai prevenim toate fenomenele astea climatice care ne afectează. Din păcate, România, producătoare de energie, a ajuns să cumpere, din câte vedem și noi, la cel mai mare preț. Păi România e probabil producătoare, e producătoare de energie și are resurse energetice, dar calculând probabil la un alt consum, la o altă populație și la un alt context socioeconomic care era în trecut. Acum trebuie să înțelegem că suntem într-o dinamică socioeconomică permanentă. România este o țară care evoluează, care crește.
resursele, cum spuneam mai devreme, sunt limitate, se consumă, nevoile cresc, apar tot mai multe nevoi de consum, aparate care consumă și așa mai departe. Deci totul trebuie calculat în dinamică. Nu e nimic static, adică ceea ce produceam noi acum 10 ani, nu știu dacă mai e suficient acum, ceea ce produceam acum 50 de ani, că toată lumea se referă la epoca Ceaușescu și se gândește la ce produceam și făceam noi atunci. Ok, da, e adevărat, dar erau altele vremurile din toate punctele de vedere. Da. Și altele vor fi peste 10 ani, peste 20 de ani. Automat că ne adaptăm. Și așa mai departe. Schimbărilor. Da, și sunt românii afectați de tot mai mult, mai des pene de curent în contextul acesta. E o situație destul de dificilă. Și în contextul în care dumneavoastră sunteți consultant pe dezvoltare urbană, vorbeam și înainte de emisiune, este important să vorbim despre fondurile care vin pe dezvoltare regională pe partea de regiune Sud-Muntenia. Și dumneavoastră ne puteți spune de ce e atât de important acest aspect? Este important, așa cum s-a mai discutat în ultimul timp, în ultimii ani și așa mai departe, pentru că știm foarte bine că în continuare, din fericire, vin fonduri multe pe această dezvoltare urbană despre care vorbim, care nu presupune doar o parte de infrastructură și de construcție, ci pur și simplu o parte de dezvoltare a zonei urbane și a orașului respectiv, așa cum discutam mai devreme, pentru a susține nevoile actuale și viitoare. Iar bani vin, din fericire, prin celebrul Program Național de Reziliență și Redresare, dar și prin programe operaționale ale Comisiei Europene și ale Uniunii Europene pentru România, deja cunoscute, iar mai specific în Sud-Muntenia la noi aici, pentru că vorbim de dezvoltarea orașelor și de bani pe care orașele pot să-i atragă pentru dezvoltare și pentru dezvoltare urbană, pentru regenerare urbană și pentru susținerea proiectelor de neutralitate climatică și sustenabilitate, există bani care începând cu iulie sau cu acest an vin în această direcție, la care orașele pot să aplice în următorii chiar 2 ani, pentru că apelurile sunt deschise timp de 2 ani până în 2026, exact cu subiectele astea, și cred că sunt undeva, din informațiile mele, la peste 200 de milioane. Sunt cel puțin 2 apeluri deschise în luna iulie pentru orașe, municipii, reședință de județ ca lider de proiect, dar și pentru orașe care nu sunt municipii, cum e Mioveniul, atât pentru regenerare urbană, cum spuneam mai devreme, cât și pentru transport sustenabil și ecologic, pentru că e important și am vorbit poate mai puțin astăzi despre el, și pentru tot ce înseamnă măsuri care să susțină, cum spuneam, protejarea mediului și dezvoltarea urbană și a vieții, și calitatea vieții. Și sunt capabile orașele să atragă acestea? Adică care sunt pașii care trebuie făcuți în acest sens? Trebuie să fie capabile, trebuie să găsească soluții să fie capabile să facă lucrul ăsta. Sunt convins că atât colegii din administrația publică de la Mioveni, cât și de la Pitești, deja lucrează și sunt capabili să facă lucrul ăsta în următorii 2 ani. Ce trebuie să facă e simplu, să-și facă treaba ca de obicei, adică, sau nu neapărat ca de obicei, dar să-și facă și mai mult treaba în a face lucrul ăsta, în a căuta sursele și resursele de finanțare, în a scrie proiecte și a aplica pentru apelurile respective, a semna contractele, a implementa și a face managementul proiectelor, a monitoriza și a, să zic așa, a valorifica după proiectele respective. E un proces, sunt niște etape, echipele respective, în funcție cu decidenții politici aleși, trebuie să găsească sursele, cum spuneam mai devreme, să facă proiectul și să-l implementeze și să-l pună, să spun așa, în practică, în așa fel încât să se regăsească în calitatea vieții despre care vorbeam mai devreme din orașele respective, respectiv în Pitești și Mioveni, că despre ele vorbim astăzi. Vorbeați de aceste apeluri deschise prin Agenția de Dezvoltare Sud-Muntenia, iată, pentru următorii 2 ani, da? Concret pentru Mioveni. Da, concret pentru Mioveni. În luna iulie au fost deschise 2 apeluri prin Agenția de Dezvoltare Regională, ADR, pentru regenerare urbană și pentru transport sustenabil. Unul dintre ele este
la unul dintre ele se poate aplica indirect prin noul acord de parteneriat făcut cu Piteștiul ca lider de proiect și care Piteștiul poate aplica pentru apelul respectiv, unde sunt, dacă nu mă înșel, 119-120 de milioane pentru regenerare urbană, dar și direct Mioveniul poate aplica pentru alt apel, unde sunt undeva la 93-94 de milioane, unde se găsesc bani pentru transport sustenabil, așa cum spuneam mai devreme, ca să nu intru în alte detalii și să fie mesajul cât se poate de simplu. Ce? Deci Agenția de Dezvoltare Regională în momentul ăsta are două apeluri mari deschise pentru dezvoltare urbană, atât pentru orașele municipiu reședință de județ, cum e Piteștiul și care poate fi lider de proiect, cu celelalte localități din jur, indiferent că sunt toate UAT-urile, indiferent că sunt comune sau sunt orașe sau municipii, dar și pentru orașe sau municipii simple care în calitate de aplicant direct pot să facă lucrul ăsta. Și vorbeați mai asta despre transport sustenabil. Ce ar trebui să înțeleagă telespectatorii, cei care ne urmăresc acum? Transport sustenabil, transport ecologic, haideți să le vorbiți puțin despre... Deja e misiunea mai ușoară față de acum câțiva ani când discutam despre lucrul ăsta și încă nu se vedea fizic în practică și pe stradă lucrul ăsta, pentru că deja, din fericire, în zona urbană funcțională sau, să-i spunem între ghilimele, zona metropolitană a Piteștiului, vedem transportul metropolitan în funcțiune și vedem autobuze electrice sau hibrid mai mult în oraș, într-adevăr, în Pitești și în Mioveni vom vedea 4 autobuze, apropo, între Mioveni și Davidești, făcând transport ecologic și sustenabil. Și deci putem să vedem ce înseamnă o astfel de organizare, dar în același timp, ca să răspund și direct la întrebare, cum deja toată lumea înțelege și știe, transportul sustenabil și ecologic este făcut cu autobuze sau cu autovehicule care sunt prietenoase cu mediul și care consumă cât mai puțin combustibil fosil și care sunt... nu știu cum să mai descriu, care sunt prietenoase cu mediul, cum ziceam mai devreme, prin consum, în primul rând, și prin administrare. Cum vedeți dumneavoastră acest transport, iată, în zona metropolitană? Pentru că sunt destule de localități care au aderat și eu zic că oamenii sunt mulțumiți. La Oarja, sunt la Bradu, da. Majoritatea, din câte știu, majoritatea UAT-urilor sau localităților din jurul Piteștiului au aderat la ADI, la Agenția de Dezvoltare Intercomunitară de Transport, așa cum și la Mioveni există o constituit între Mioveni și Davidești o astfel de agenție la care se vor folosi, așa cum am spus mai devreme, 4 autobuze, cel puțin 4 autobuze deja vor fi în funcțiune, dar probabil că parcul auto și numărul va crește. Și nu trebuie decât să vă confirm și să vă subliniez, așa cum am spus-o și mai devreme și cum au făcut-o și alții probabil și o vor face, faptul că asta este normalitatea la care trebuie să tindem, pentru că da, trăim în zone metropolitane deja, trăim în aglomerări urbane, România se urbanizează din ce în ce mai mult, știm foarte bine că există migrație de la sat la oraș, știm foarte bine că există migrație între orașe sau navetism mai degrabă, așa cum spuneam mai devreme și readuceam aminte despre părerea mea cel mai important exemplu din țară, și anume translația dintre Mioveni și Pitești, între forța de muncă și între oameni, nu doar din Mioveni către Pitești, ci și din Pitești către Mioveni. Și sunt oameni care lucrează la Mioveni. Și sunt de 50 de ani oameni care lucrează la Mioveni și pe invers, oameni care lucrează la Pitești și care dezvoltă cariere dintr-o parte într-alta. Și da, dezvoltarea urbană asta presupune, în primul rând, să te conectezi, să ai conectivitate între puncte, atât în interiorul orașului, cât și între localități. Pentru că, da, se creează o zonă urbană funcțională, așa cum spuneam și cum e denumită acum, în care mai multe localități care sunt în proximitate
sunt conectate din toate punctele de vedere, că până la urmă nu te duci doar să muncești dintr-o parte într-alta, mai cumperi ceva, te mai duci să vezi un film, nu știu, mai faci anumite lucruri, așa deschizi o afacere, te extinzi cu o afacere și așa mai departe. Deci, am vorbit de aceste fonduri de dezvoltare urbană care vin din iulie pe regenerare urbană și transport sustenabil prin Agenția de Dezvoltare Regională. Apariția și dezvoltarea acestor zone urbane funcționale în România. Dacă aici ați vrea să ne faceți așa, să ne spuneți despre acest lucru. Mică prezentare. Da. Păi, apariția lor e naturală. Ele oricum, din punct de vedere sociodemografic, au existat întotdeauna, că e natural. Așa cum spuneam. Dar e mult mai evident în ultimii 10-15 ani, pentru că într-adevăr România a crescut ca țară, s-a dezvoltat socioeconomic și cultural, aș spune, și automat au apărut polii de dezvoltare urbană sau au crescut polii de dezvoltare urbană, și anume orașele mari ale României. Orașe mari ale României, cum este și Piteștiul în cazul nostru, în zonă, în jurul cărora au crescut și celelalte localități, indiferent că s-au regim rural, cum ar fi, de exemplu, UAT-urile din jurul Piteștiului, dar care, de fapt, în realitate sunt niște localități puternice, cu buget mare și importante. Avem exemplu, Bascov, Bradu. Exact, da. Tot ce e în jur. Și putem să pornim de la exemplu clasic și clar al Bucureștiului, care a dezvoltat în jurul lui fostul Ilfov, pe care îl știm, care acum este un județ Ilfov, dar care este compus din orașe sau localități foarte importante și puternice din punct de vedere socioeconomic, și care, deși sunt de sine stătătoare, lumea le consideră ca fiind București. Sunt mulți oameni care zic că stau în București, dar de fapt în realitate ei stau în Otopeni, stau în Corbeanca, stau în Voluntari, așa cum e și în Pitești, unde mulți oameni zic că sunt în Pitești, dar stau în Ștefănești, în Bascov, în Bradu, așa cum e și în Mioveni, de exemplu, deși exemplul e mult mai mic, dar, mă rog, face parte și Mioveni, poate fi considerat ca o mică zonă metropolitană sau o posibilă parte dintr-o zonă metropolitană mai mare. Deci zonele urbane funcționale, pentru că despre asta e întrebarea, cresc și se dezvoltă natural, pentru că în jurul orașelor mari activitatea socială, economică și culturală, cum spuneam mai devreme, se crește și automat oamenii se interconectează, afacerile cresc, instituțiile cresc, administrarea trebuie să se amplifice în funcție de nevoie și așa mai departe. Deci au apărut deja, sunt de facto, chiar dacă poate de iure, adică juridic nu există ele constituite, deși încep să apară și acorduri între localitățile respective, așa cum este cazul Piteștiului, ceea ce înseamnă asocierea metropolitană pentru transport. Apar zonele astea și ele deja există și oamenii. Iar dacă vorbim de Mioveni, oricum, Mioveniul este un oraș într-o continuă dezvoltare. Da, da. Este un oraș tânăr. Este, știți, este mai al bine. Doilea oraș al județului în momentul ăsta. Exact. După Pitești, Mioveniul, calculând sau luând în calcul indicatorii care determină mărimea unui oraș și puterea unui oraș, și în momentul ăsta Mioveniul este al doilea oraș al județului. Și pentru că sunteți și consilier local la Mioveni, nu știu, aș vrea să vă întreb așa, ce v-ați dori cel mai mult pentru dezvoltarea orașului? Sau dacă, de unde ați porni? Sunt multe, probabil, pe care ar trebui să le spunem. Păi da, sunt mai multe, de-aia am zâmbit, pentru că nu există un singur lucru. Da, corect. Aș putea să stabilesc că există un lucru care e pe primul loc. Dar, prioritatea automat, da. Dar în momentul ăsta, nu știu, vine așa, pentru că e un subiect sensibil în ultimul timp în oraș. Corect. Vine în cap sportul și mi-aș dori să găsim posibilități, surse și resurse financiare să putem să ajutăm sportul de masă, cât și de performanță în continuare în Mioveni. Și când zic să ajutăm, mă refer la partea de contribuție din bugetul local, nu la ce înseamnă celelalte posibile contribuții din bani privați, care, mă rog, sunt problemele managementului cluburilor respective. Pentru că știm că, totuși, aici, la Mioveni, sportul a fost așa, a fost undeva acolo pus. A fost, a fost. În continuare, încă probabil că este. Da.
În ultimul an nu au mai fost performanțele anilor trecuți, dar tot există dorință și activitate sportivă la un nivel destul de ridicat la Mioveni. Și să nu uităm că Mioveniul are o sală foarte frumoasă, nouă, care trebuie folosită în continuare. Cu echipa de fotbal, ce am putea să spunem? Că a fost așa un scurt circuit, firar să fie. A fost. A mers bine și acum are un antrenor nou. Are un antrenor nou, dar am avut speranțe la finalul campionatului trecut, pentru că echipa a evoluat extrem de bine, neașteptat de bine, și a avut niște rezultate care au dat speranțe oamenilor din Mioveni că ar putea să promoveze. Acum urmează un an competițional nou, sunt în pregătire în momentul ăsta, e un antrenor nou, vom vedea ce vine, nu știu, nu m-aș mai pronunța, pentru că, repet, sunt mai multe probleme de luat în calcul. Pentru că, în general, arceșenii sunt împătimiți ai fotbalului, acestui sport cu balonul rotund. Păi avem tradiție. Da, avem tradiție, automat, mitul lui Dobrin, asta e la Pitești, dar și la Mioveni. Și știu că de obicei mai mergeam și eu la meciuri și așa, chiar suporterii erau foarte înfocați și cred că vor să afle așa ce se va întâmpla de anul acesta, dar va continua, adică echipa. Nu știu dacă aș putea să le spun eu ceva în momentul ăsta. Pot să le spun doar că, virgulă, ca decident politic, am să fac tot ce îmi stă în putință mie să caut soluții pentru a susține din nou sportul în Mioveni. Sportul de performanță, că despre asta vorbim aici. Dar nu trebuie să uităm și sportul de masă, pentru că e foarte, din punctul meu de vedere, sportul de masă e baza și cred că trebuie prioritizat. Cred că trebuie prioritizat pentru că Mioveni, așa cum spuneam mai devreme, e un oraș în creștere, un oraș tânăr, corect, cu multe familii care au copii, care își doresc, bineînțeles, să facă sport și nu numai că își doresc, dar trebuie să facă sport, pentru că sportul știm foarte bine că e parte importantă din viață și din sănătate. Și așa este. În ceea ce privește actul educațional, mai ales că vorbeați de familii cu copii, familii tinere, actul educațional, actul cultural, aici au fost și aici lucrurile la Mioveni, au stat destul de bine. Da. Au stat bine pentru că la Mioveni există un centru cultural care este foarte productiv din punct de vedere al actelor și al proiectelor culturale. Am putea să ne mândrim și să spunem că ar fi poate cel mai bun din județ. Și, într-adevăr, Centrul Cultural din Mioveni, de-a lungul ultimilor ani, a avut proiecte importante, atât în zona tradițională și populară, cât și în zona, să spunem așa, modernă, ca să vorbim pe limba tuturor, unde știm foarte bine că a existat și există în continuare proiectul Analog, un festival de importanță națională. Dar anul acesta nu anul acesta a fost suspendat, da, din motive financiare, în primul rând, și pentru că, într-adevăr, nu doar la Mioveni, cât și în alte zone din țară există în momentul ăsta dorința de a ține bugetul sub control, ca să spun așa, pentru că e important să fim atenți cu banii în perioada următoare. Și revenind la subiectul cultural, da, la Mioveni s-au făcut și se fac în continuare proiecte frumoase, ca să le spun așa, din punct de vedere cultural, atât în zona tradițională, așa cum spuneam, cât și în zona contemporan-modernă, să zicem așa. Revenim la aceste teme importante cu care am început emisiunea, privind dezvoltarea urbană și regenerarea urbană, și nu știu, aș vrea să vă întreb care este impactul măsurilor de mediu asupra oamenilor din orașele sustenabile. Păi, impactul ar trebui să se vadă de acum încolo, apropo de ce spuneam, pentru că dacă implementăm măsuri pe toate zonele de protecție. Și aici la ce vă referiți, la măsuri concrete? Concret mă refer la măsuri care să protejeze părțile de mediu, așa cum spuneam, că vreau să fac o defalcare așa simplă pe românește, să o înțeleagă toată lumea. Mă rog. În momentul în care ne gândim la mediu, ne gândim la ce presupune sau din ce e compus mediu. Ne gândim la aer, ne gândim la apă, ne gândim la sol sau la pământ și așa mai departe. Ori măsurile astea trebuie să vină în a proteja aerul, adică să poluăm mai puțin, să măsurăm poluarea asta, să vedem ce nivel are,
pentru că e important să știm zi de zi care e nivelul noxelor și al componentelor nocive din aer. Județul Argeș un oraș foarte poluat? Nu știu să vă răspund exact la întrebare, sincer, pentru că nu am informații, dar trebuie să fie... Mai ales că e tranzitat, este un... Dar există șanse mari să fie un județ poluat pentru că este tranzitat și are industrie. Și a avut industrie de întotdeauna. Adică da, să nu uităm totuși că ce s-a întâmplat în trecut rămâne într-o formă sau alta ca impact în mediul înconjurător, dar și în sănătatea oamenilor. Pentru că sunt oameni din Pitești, mai ales seniorii, și aici mă gândesc la tata care a lucrat o viață întreagă la combinatul petrochimic, care au fost afectați de ceea ce a însemnat poluare la momentul respectiv. Probabil că numărul cazurilor de cancer profesional, să zic așa, în Argeș e mare. Și da, asta e partea de aer, partea apa. De apă. Da. Apa, iar trebuie protejată de la sursă, de la munte, de unde vine ea, până jos, când ajunge la noi și așa mai departe. Și noi să n-o poluăm pentru alții, că ea merge la vale. Da. Solul, că vorbeam de plastic mai devreme și de tot ce înseamnă deșeu, nu doar plastic. Și de gropile de gunoi, mai ales alea care nu sunt controlate și care sunt clandestine. Și așa mai departe. Deci noi trebuie, un oraș trebuie să implementeze măsuri simple, dar să se întâmple, să existe cadrul legal, să existe fonduri, să existe echipe de proiect, administrații pregătite pentru treaba asta și așa mai departe. Și după aia ajungem și în zona de neutralitate climatică, unde dacă facem o sumă a măsurilor astea, putem să obținem efecte în viitor. Iar după putem să facem și un oraș inteligent, să folosim tehnologia în sprijinul... Că tot se vorbește în ultima perioadă de... În a implementa diverse sisteme în oraș pentru a îmbunătăți calitatea locuitorilor. Așa cum deja vedem, autobuzele electrice și hibrid nu poluează, dar în același timp au tehnologie pe ele. Tot sistemul de transport este automatizat sau începe să fie automatizat în momentul ăsta. Monitorizările despre care vorbeam sunt automatizate și e folosită tehnologia. Digitalizarea administrației publice iar este o măsură care trebuie să vină și să crească ca impact în administrația locală, în mediul local și oamenii să presimtă efectele benefice ale acestei digitalizări. Încă nu s-a implementat atât de... Și așa mai departe. Adică noi suntem într-un proces acum care trebuie să crească și automat începem să vedem niște efecte, dar e clar că avem nevoie de mai mult și că trebuie să accelerăm acest proces în așa fel încât să vedem că trăim mai bine și că nu ne mai simțim așa amenințați de ceea ce am făcut în trecut, că de fapt ce se întâmplă acum este practic efectul comportamentului nostru. Considerați că oamenii în general sau implicit argeșenii au început să conștientizeze importanța acestor măsuri despre care am discutat? Eu cred că da. Eu cred că da, numai pentru că deja, probabil că așa cum discutam și la începutul emisiunii, fiecare resimte la nivel personal ceea ce se întâmplă și începe să înțeleagă și să conștientizeze că, așa cum spuneam, cred că și spun a treia sau a patra oară acum, ceea ce vorbeam acum mai mulți ani și multă lume probabil că lua așa un pic în râs, acum se întâmplă și de fapt ne dăm seama că trebuia să fi făcut ceva mai devreme și că și ar trebui să ne dăm seama că trebuie să facem acum ceva în așa fel încât să nu fie prea târziu. Sau să, mă rog, să resimțim efecte și mai grave și să avem probleme și mai mari. Ne apropiem ușor, ușor de finalul emisiunii, cred că mai avem 2 minute la dispoziție. Notasem eu în discuția anterioară începerii emisiunii, platformele de susținere a orașelor românești în tranziția acestora către orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic. Exact cam ce am discutat mai devreme. Da. Dacă dumneavoastră mai vreți să punctați ceva pe acest subiect, pe aceste teme de dezvoltare urbană și regenerare urbană pe final de emisiune. Tot ce aș vrea eu în concluzie să punctez este că, și asta este o recomandare mai degrabă către toți decidenții administrativi, politici, atât din județ cât și din țară, este să caute cât mai mult să intre în proiecte
care să presupună colaborări atât la nivel național cât și la nivel european cu alte orașe și alții, să spun așa, actori din tot ce înseamnă partea asta de dezvoltare urbană, care pot să aducă plus valoare și să vină cu exemple de bune practici pentru români și pentru România și pentru orașele respective. Trebuie să avem deschidere mai mare în a colabora la nivel european și să luăm ce e bun de la, așa cum am făcut în ultimii 10-20 de ani în România, să luăm ce e bun de la tot ce e în jurul nostru. Sau și avem tot în ce... România orașe care avem, pot fi luate avem, exemple avem, de bune practici. Nu vreau să intru în exemple respective, în exemple din vest, că toată lumea le aduce pe masă. Așa este. Și m-am cansăturat de subiectul ăsta, vreau să vorbim de ce putem să facem exact, noi. Corect. Și mesajul meu e mai direct către decidenții locali, care ar trebui să crească mai mult procesul de parteneriat cu entități europene, care să ne ajute în a accelera procesul despre care vorbeam mai devreme și să facem lucruri cu adevărat care să resimtă în viețile oamenilor. Și iată, vine un mesaj de la un consultant pe dezvoltare urbană. Un consultant implicat și în administrație. Și în administrație. Da. Și tocmai că până de aceea, la urmă vrem, exact. Nu vrem, dar vin la pachet lucrurile astea. Oricât ne-am ferit și am vrea să le separăm, ele la un moment dat tot se întâlnesc. Și tot timpul, de fapt, se întâlnesc. Că până la urmă administrația cu partea de consultanță în zona de proiecte și fonduri și dezvoltare au o strânsă legătură au o sinergie aproape permanentă. Am înțeles. Eu mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru aceste informații utile într-o perioadă, iată, extrem de complicată pentru noi toți, România și nu numai. Mulțumesc încă o dată pentru prezența. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Și telespectatorilor, rămâneți în continuare cu programele Antena 3 Pitești. La revedere!